Bună seara, România, este ora 18, eu sunt Irina Gologan. Haideți să urmărim împreună cele mai importante știri ale zilei. Un azil de bătrâni din Prahova a fost amendat cu 35.000 de lei din cauza condițiilor insalubre. Comisarii ANPC au găsit pacienți cu scabie, pereți cu infiltrații, băi deteriorate, paturi ruginite și tacâmuri murdare, așa că au dispus închiderea temporară a centrului pentru vârstnici. Pentru prima dată de la începutul invaziei din Ucraina, Moscova declară că nu mai este vorba de o operațiune militară specială, ci de un adevărat război. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a făcut apel ca rușii să se mobilizeze. Consiliul European a decis o serie de măsuri pentru a ajuta Ucraina, precum și noi sancțiuni pentru Rusia. Totodată, candidații la șefia NATO, Klaus Iohannis și Mark Rutte, au avut o întâlnire bilaterală. Și după trei încercări nereușite, Bucureștiul are în sfârșit un buget aprobat pentru anul 2024. Suma estimată trece de 10 miliarde de lei. Pacienți cu scabie, paturi ruginite, saltele mizerabile, lenjerii pătate și mucegai, asta au găsit inspectorii de la Protecția Consumatorului la centrul din Călinești, Prahova, unde sunt îngrijite 93 de persoane cu probleme de sănătate fizică și psihică. În unul din corpurile clădirii, inspectorii nici măcar nu au putut intra. Toți pacienții aveau scabie. Jurnalistul Euronews Mihaela Barbu are toate informațiile. Bună seara, Mihaela! Bine v-am găsit. Inspectorii de la Protecția Consumatorului au dat amenzi în valoare de 35.000 de lei și au dispus suspendarea activității până la remedierea tuturor neregulilor pe care aceștia le-au găsit. Vorbim de condiții insalubre, inclusiv în blocul alimentar. Spre exemplu, au găsit depuneri de praf și de asemenea de grăsime în blocul alimentar și totodată au descoperit cuptoare și tacâmuri neigienizate, dar și în spațiile de cazare erau condiții insalubre. Spre exemplu, au găsit inspectorii urme de igrasie pe pereți, dar și paturi și saltele pătate sau așternuturi neigienizate. Pentru toate aceste nereguli, așa cum spuneam, au fost date amenzi și a fost luată măsura suspendării temporare a activității. Vorbim și de o relocare a beneficiarilor până când aceste probleme vor fi remediate. Și e foarte important de menționat faptul că acest control pe care l-au făcut inspectorii de la Protecția Consumatorului a fost cerut de prefectura din județul Prahova, având în vedere că anul trecut, ne aducem aminte, s-au făcut controle în toată țara, la toate căminele și centrele pentru persoane cu dizabilități sau pentru persoane vârstnice, după ce au fost descoperite mai multe azile în care beneficiarii erau ținuți în condiții inumane în județul Ilfov. Atunci au fost verificate aproape 3.000 de astfel de cămine sau centre și au fost date peste 10.000 de amenzi. Au fost descoperite și centre clandestine, iar beneficiarii au fost relocați de acolo. Când a fost schimbată această saltea? Știți că trebuie să aibă și o protecție? Au avut protecție. Asta e o pernă pe care doarme o persoană? În aceste condiții erau ținuți zeci de pacienți neajutorați la centrul din Călinești. Oamenii erau împărțiți în patru corpuri de clădire. În unul dintre ele, toți bolnavii aveau scabie. Situația nu este nouă. Pacienți cu râie erau acolo și în urmă cu mai bine de un an. De aceea noi nici nu am putut intra în acel pavilion, tocmai pentru că este carantinat, iar verificările noastre s-au rezumat la cele trei pavilioane. Acolo unde au putut intra, inspectorii de la Protecția Consumatorului au găsit mizerie, paturi și calorifere ruginite, pereții plini de igrasie, faianța spartă, tacâmuri nespălate și un strat gros de praf. În spațiul unde ar fi trebuit să fie ținute alimentele, erau depozitate anvelope. Vin beneficiarii însoțiți de infirmieri, situațiile au fost delicate atât în ceea ce privește condițiile de cazare, cât și blocul alimentar și soluțiile care necesitau igienizarea acestor persoane și, practic, toaleta clinică. Vara trecută, centrul din Călinești a mai fost verificat, iar acum prefectura a cerut din nou controle. Au fost niște deficiențe prin care proprietarul s-a angajat să le remedieze.
Se pare că lucrurile nu au stat chiar așa. Inspectorii au dat amenzi de 35.000 de lei și au dispus suspendarea activității până la remedierea neregulilor. Până atunci, beneficiarii vor fi relocați. Ce este Dunărea? Aceasta este întrebarea zilei de azi. Vedem în câteva clipe șirul de gafe ale unui secretar de stat din Ministerul Mediului, chiar de Ziua Mondială a Apei. Ne aflăm în stare de război, a anunțat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Este pentru prima dată de la începutul invaziei din Ucraina când Moscova declară deschis că nu mai este vorba de o operațiune militară specială, ci de un adevărat război. Liderii Uniunii Europene au reacționat prompt. Moscova recunoaște că și-a mințit poporul vreme de 2 ani. În plus, schimbarea de atitudine a Kremlinului confirmă că Europa trebuie să-și întărească capacitățile de apărare. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a recunoscut pentru prima oară că Vladimir Putin a declanșat un adevărat război în Ucraina și nu o simplă operațiune militară specială. De îndată ce Occidentul colectiv s-a implicat de partea Ucrainei, a devenit un război pentru noi, a susținut Peskov într-un interviu pentru presa rusă. Liderii europeni spun că declarația nu face decât să confirme că Moscova a mințit vreme de 2 ani și chiar i-a pedepsit pe rușii care vorbeau despre război. I'm very clear. I feel that this statement made today by Mr. Peskov is a very signature one, one more time, because for 2 years they've repeated again and again it was not a war against Ukraine, it was a special military operation. And they have even decided to criminalize those in Russia when they were put into question, the fact that it would be a war. First point, once again, a signature statement made. But now they recognize that this is a full-scale invasion. In other terms, this is a war of aggression launched by Russia against Ukraine, first point. And it's only showing that we are right to work to improve, to strengthen our defense readiness. Russia is at war with Ukraine since the 22nd of February in 2022. And this comment today only proves that the Kremlin betrayed the Russian population in the last 2 years by hiding the facts and denying that they are at war. Președintele Consiliului European a mai insistat că nu dorește să răspândească panică în rândul cetățenilor europeni, dar Europa trebuie să fie lucidă și trebuie să-și consolideze capacitățile defensive pentru a-și asigura pacea și stabilitatea pe continent. Se pregătește pentru o nouă ofensivă în Ucraina în lunile de vară, iar pentru asta mobilizează o grupare de peste 100.000 de soldați. Avertismentul a fost făcut de către comandantul forțelor terestre ale armatei ucrainene, Alexandre Pavliuc, citat de presa de la Kiev. Generalul ucrainean a spus că trupele Kievului se pregătesc pentru a face față atacurilor armatei Moscovei. De la începutul invaziei ruse în Ucraina au trecut aproape 760 de zile. În această perioadă, armata lui Putin a reușit să ocupe peste 20% din teritoriul Ucrainei, mai precis regiunile din sud-estul țării. Din 2014 și peninsula Crimeea este anexată. În prezent, frontul se întinde pe 1300 de kilometri, adică din regiunea Herson de la coasta Mării Negre până în Lugansk, la granița cu Rusia. Estimări ale Kievului arată că Rusia a mobilizat în Ucraina aproape o jumătate de milion de soldați. Este cea mai mare concentrare de trupe ruse într-un teatru de acțiuni militare de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Agresiunea rusă împotriva Ucrainei a amplificat temerile privind extinderea conflictului în Europa. Mai mulți analiști, dar și militari occidentali, au avertizat că Moscova nu se va opri în cazul în care va câștiga războiul din Ucraina. În aceste condiții, țările NATO își cresc bugetele pentru armată. I expect 18 allies to spend 2% of the GDP on defense this year, a six-fold increase from only 3 allies in 2014. In 2024, NATO allies in Europe will invest a total of $380 billion in defense. Aflat într-o vizită la Kiev, generalul NATO Rob Bauer a spus că alianța este pregătită pentru un eventual conflict cu Rusia. Este sarcina noastră principală să fim pregătiți, a spus șeful Comitetului Militar NATO. Potrivit acestuia, de la invazia rusă în 2022, alianța și-a extins prezența cu trupe în flancul estic. Este vorba despre cele 3 țări baltice, Slovacia, Ungaria, România și Bulgaria.
Iar la începutul acestui an, NATO a lansat cel mai mare exercițiu de după războiul rece pentru a întări securitatea statelor aliate care se învecinează cu Rusia. Un accent deosebit este pus pe manevrele militare din Norvegia, țările Baltice, Polonia și România. NATO continues to ensure there is no room for miscalculation in Moscow about our readiness to protect all allies. Right now, we are conducting Steadfast Defender, the largest NATO exercise in decades. Exercițiile vor dura până în luna mai și presupun mobilizarea a 90.000 de militari. Consiliul European a impus noi sancțiuni Rusiei pentru moartea lui Navalny. Totodată, Uniunea Europeană și-a reafirmat sprijinul pentru Kiev și a făcut apel la toate țările membre să ajute cu arme și muniții. Jurnalistul Euronews Marius Vulpe este la Bruxelles. Marius, bună seara! Astăzi este ultima zi a Consiliului. Am putea să tragem linie și să spunem care sunt cele mai importante concluzii care s-au luat acolo? Bun găsit tuturor! Într-adevăr, discuțiile s-au centrat în special pe nevoia de consolidare a apărării și securității Uniunii Europene, mai ales la granița cu Rusia, iar în acest sens reprezentanții Consiliului European au făcut un apel către Banca Europeană de Investiții să-și lărgească cadrul de împrumuturi, astfel încât să includă și industria de apărare, companiile producătoare de armament din acest domeniu, pentru a servi acestui scop al consolidării capacității de apărare a spațiului european. În același timp, inclusiv prin prezența online a președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, s-a decis un acord de principiu prin care toate profiturile obținute din înghețarea activelor rusești, vorbim aici de 3-4 miliarde de euro anual, să fie folosite în proporție de 90% pentru susținerea efortului militar al Ucrainei pentru a face față agresiunii ruse, și iar alte 10% să fie alocate pentru efortul de reconstrucție postbelică, dar și pentru finanțarea misiunilor Uniunii Europene de menținere internațională a păcii, ca o concesie pentru Ungaria, care avea obiecții cu privire la această măsură. Totuși, este doar un acord de principiu. Până în vară ar trebui ca Consiliul Uniunii Europene să vină cu un cadru, un proiect care să netezească o decizie pozitivă în acest sens, pentru că există țări neutre precum Austria, care susțin că toți banii ar trebui să ducă pe efortul de reconstrucție a Ucrainei și nu pentru înarmarea acestei țări. O altă decizie privește Republica Moldova și din nou Ucraina. Ne referim aici la cerința Consiliului European de urgentare a proiectelor de cadru de negociere pentru cele două țări. De asemenea, s-a decis și deschiderea tratativelor de aderare a Bosniei și Herțegovinei. Am avut și o decizie simbolică în cazul opozantului rus Alexei Navalny. Ei bine, s-a decis confiscarea, înghețarea conturilor pentru cele două penitenciare în care opozantul rus și-a ispășit pedeapsa și în care de altfel și-a găsit și sfârșitul, și de asemenea înghețarea conturilor pentru 33 de persoane, înalți funcționari ruși, care au contribuit atât la condamnarea acestuia cât și la relele tratamente pe care le-a suferit Alexei Navalny în aceste penitenciare. Marius, pe de altă parte, astăzi Klaus Iohannis și Mark Rutte au avut o întâlnire bilaterală, nu a durat foarte mult, așa este. Vorbim despre principalii contracandidați în lupta pentru poziția de secretar general al NATO. Ambii și-au făcut și campanii de lobby, dacă le putem numi așa, la acest Consiliu. Care sunt semnalele? Într-adevăr, printre picături, am putea spune, cei doi înalți oficiali a reușit să găsească timp pentru o serie de întrevederi bilaterale cu omologii lor, șefi de state și de guverne, membri ai Consiliului European. Potrivit informațiilor noastre, de exemplu, premierul Slovaciei a avut astfel de întâlniri cu ambii candidați la acest post de secretar general al NATO. Au existat și prime semnale, a venit un semnal din partea președintelui
premierului Sloveniei, Robert Golub, care a anunțat că țara sa analizează la modul serios candidatura recent depusă de președintele României și a justificat sprijinul dat acum o lună de Ljubljana pentru candidatura lui Marin Rutte, arătând că la acea vreme era unicul candidat. În această, să spunem, sarabandă a întrevederilor bilaterale, cei doi contracandidați și-au găsit timp de 15 minute, un sfert de oră, să aibă o întrevedere tet-a-tet cu privire la viitorul NATO. Asta în condițiile în care președintele Klaus Iohannis ieri arăta că pe el îl desparte de Rutte atât geografia, istoria, dar și viziunile ușor diferite cu privire la viitorul acestei alianțe nord-atlantice. Este de menționat însă că deciziile se iau prin consens, este nevoie de unanimitatea partenerilor din această alianță nord-atlantică și primele semnale legate de preferința pentru candidat sau altul ar putea să fie date luna viitoare, atunci când va avea loc o sesiune interministerială a miniștrilor de externe din țările membre NATO. Arăs, mulțumesc tare mult pentru informații. În vreme ce NATO își caută un nou secretar general, Rusia a recunoscut că poartă un război în Ucraina. Nu mai este o operațiune militară specială, spune purtătorul de cuvânt al Kremlinului, care evident dă vina pe Occident pentru acest lucru. În aceste condiții, reacția statelor europene și a NATO devine tot mai importantă. Rusia a amenințat nu odată că va reacționa la sprijinul oferit de Occident Ucrainei și chiar că se pregătește de acțiuni militare dacă va fi nevoie. Analizăm situația cu jurnalistul Euronews Cătălin Lenza. Bun găsit! Viitorul șef al NATO din toamnă va trebui să gestioneze o situație extrem de complicată. Un război în Ucraina, în fine, după cum a recunoscut Kremlinul, dar și situația din Orientul Mijlociu, plus alte probleme, de care depinde siguranța pe continentul european și cel nord-american. Sunt doi candidați, după cum știm la această oră, premierul în exercițiu al Regatului Țărilor de Jos, Marc Rutte, și președintele României, Klaus Iohannis, care și-a anunțat recent această intenție. Pentru a fi ales în funcția de secretar general al NATO, e nevoie de unanimitate din partea celor 32 de țări componente. La ora actuală, dacă ne uităm la flancul estic, Klaus Iohannis poate conta sigur pe România, probabil pe Ungaria, pe Bulgaria, pe Turcia și rămâne să vedem ce face Slovenia, pentru că a venit anunțul din partea Sloveniei că ia în calcul ambele variante, și Klaus Iohannis și Marc Rutte. Marc Rutte, în schimb, se bucură de sprijinul declarat al Statelor Unite, al Marii Britanii și al Germaniei. În această perioadă extrem de complicată, contează și cât de mult se va apleca NATO asupra flancului estic, acolo unde în apropiere este Rusia. Iar totul depinde și de cheltuielile pe care le fac țările respective. E o medie cerută de 2% din produsul intern brut dedicat apărării. Nici România nu mai îndeplinește acest criteriu, pentru că ultimele date NATO arată că vorbim de numai 1,6% din produsul intern brut. Și avem date chiar de la NATO venite, care arată că România nu se află pe un loc cât se poate de onorabil. Avem acest 1,6%. Aceasta este România, după cum vedem aici, spre deosebire de alte cheltuieli foarte mari, așa cum, de exemplu, Polonia, după procentele din produsul intern brut, alocă, vedem, 3,92%. Statele Unite, 3,24%, 3,05%, Grecia și Estonia, 2,89%. Acestea sunt produse, procente din produsul intern brut. Dacă ne uităm însă la valoare, pe primul loc, evident, la cheltuieli, stau tot Statele Unite ale Americii. Ce vedem pe aceste date venite toate din Statele Unite sunt cheltuielile Statelor Unite ale Americii cu albastru închis și cu un albastru mai deschis spre bleu, cheltuielile restului țărilor din NATO. Din 2012 era 996 de miliarde de dolari, s-a ajuns la 1074 în 2023. O estimare. Și vedem că partea leului, în ceea ce privește cheltuielile, aparține Statelor Unite ale Americii. În acest fel putem înțelege declarația candidatului la alegerile prezidențiale din Statele Unite, Donald Trump, care a cerut țărilor din NATO să-și respecte obligația de a cheltui 2% din PIB pentru domeniul apărării.
4 penitenciare din țară vor fi relocate în afara orașelor. Guvernul a aprobat un memorandum pentru a muta închisorile din Craiova, Târgu Jiu, Miercurea Ciuc și Brăila, cu scopul de a îmbunătăți condițiile de detenție, dar și pentru a crește siguranța publică. Procesul de relocare se va încheia la sfârșitul acestui an, iar noile construcții vor respecta normele obligatorii privind condițiile de cazare a persoanelor încarcerate. Fraudă în numele Directoratului Național de Securitate Cibernetică. Atacatorii se folosesc de numele instituției pentru a păcăli oamenii. Victimele sunt sunate de un pretins angajat de pe un număr ce poate fi asociat DNSC. Apelantul le câștigă încrederea și îi convinge că îi poate ajuta să-și recupereze banii pierduți. Le cer în schimb numele complet, codul IBAN și ultimele 6 cifre din CNP. DNSC atrage atenția că instituția nu va cere niciodată aceste date și nu va suna oamenii pentru a-i ajuta să-și recupereze banii. Aproximativ 50 de pacienți și angajați ai spitalului Rovinari care se aflau la primiri urgențe s-au autoevacuat după ce un incendiu a izbucnit la un tablou electric. Doi bolnavi care aveau nevoie urgentă de îngrijiri medicale au fost duși de urgență la spitalul din Târgu Jiu. Cei doi nu au fost afectați de incendiu. Până la sosirea pompierilor, angajații au reușit să evite propagarea incendiului cu stingătoarele din spital. Toate școlile și grădinițele din sectorul 5 al capitalei au intrat în procedură de dezinsecție, iar luni elevii nu vin la cursuri. Asta după ce au fost găsite ploșnițe în două unități de învățământ. Cele mai mari probleme au fost la o școală abia construită, Ion Ice Brătianu, unde deja s-au făcut două dezinsecții în ultima lună și jumătate. Reprezentanții primăriei sectorului 5 susțin că vina aparține elevilor care au adus ploșnițele de acasă. După cea de-a treia dezinsecție care are loc la școala IC Brătianu din sectorul 5, toată clădirea va fi închisă pentru 72 de ore. Luni se va redeschide și se va face o curățenie generală, iar elevii vor reveni la școală marți. Autoritățile dau vina pe elevi și spun că ar fi adus insectele din blocurile vechi în care unii dintre ei locuiesc. Dacă ne uităm în spatele dumneavoastră, avem niște blocuri în care locuiesc oameni și copiii din acele blocuri învață în această școală. Deratizarea și dezinsecția ar trebui începută de la acele școli. Din păcate nu este în sat din acele blocuri, mă scuzați. Deci au adus de acasă? Din punctul nostru de vedere, da. Deci au venit cu ploșnițele de acasă. Ar trebui să înceapă deratizarea de acolo. Degeaba noi, primăria, vom face deratizare în această școală. Problemele cu ploșnițele la școala Brătianu au început în luna februarie. Atunci, conducerea unității a chemat o firmă de dezinsecție, însă insectele au apărut din nou. Data de 29 februarie mi s-a semnalat de către un elev că sunt ploșnițe în școală. Mi-am adus-o pe o hârtie, am văzut-o, am omorât-o, am anunțat primăria. Pe 1 s-a făcut prima dezinsecție, pe 1 martie. Da? După care ne-au spus, domnule, trebuie să treacă 10 zile cel puțin să vedem dacă reapar. Au reapărut. Am făcut a doua trecere pe data de 15. Mai văzut și a treia oră? Luni. Am văzut ploșnițe. Puteți să ne spuneți dacă medicul școlii a verificat pe copii și câți dintre ei sunt nu avem medic. Ploșnițe? Avem o singură asistentă. Nu avem medic. Avem o singură asistentă. Dimineața se face triajul. Cât poate să facă o asistentă și o doamnă îngrijitoare. Probleme cu ploșnițele nu au fost până acum semnalate în școlile din alte sectoare ale Bucureștiului. De Ziua Mondială a Apei, Dunărea a fost retrogradată la nivel de râu de secretarul de stat în Ministerul Mediului Sorin Baciu. S-a corectat la finalul conferinței de presă și din dorința de a-și răscumpăra greșeala, a avansat Dunărea la statutul de cel mai internațional fluviu. Avem relații foarte bune cu toți cei cu care împărțim aceste resurse. Fie că vorbim de Dunăre, cel mai internațional râu din Europa. Într-adevăr, este cel mai important fluviu al Europei, dar nu putem spune că este un râu internațional. Este, dacă dorește domnul secretar de stat, un râu mai mare și râurile mai mari sunt denumite fluvii. Dunărea se încadrează în denumirea fluviilor, pentru că se varsă în Marea Neagră, formând la vărsare o deltă, facem deosebirea între o apă curgătoare care se varsă într-o altă apă curgătoare, respectiv râul, și fluviul care se varsă într-o mare sau într-un ocean.
Dunărea face parte din categoria fluvilor mari. Banciuș a rectificat afirmația la finalul conferinței. A recunoscut că Dunărea este un fluviu, ba chiar că este cel mai internațional fluviu. Dunărea e râu sau fluviu? Este fluviu Dunărea, este cel mai internațional fluviu și ne mândrim că împreună cu toate țările riverane avem un plan de management coerent, unitar, pentru că Dunărea este pentru noi cel mai esențial curs de apă dulce. Procurorii parchetului de pe lângă judecătoria sectorului 1 cer ca fostul prefect de Gorj, Danilie Morega, să fie arestat preventiv. Aseară a făcut accident, deși are dreptul de a conduce anulat, din motive medicale de pe data de 6 februarie. Totodată, el se află sub măsura controlului judiciar și are interdicția de a se urca la volan. Însă ignoră autoritățile, iar aseară a condus a 6-a oară fără permis. De-a lungul timpului, polițiștii l-au depistat la volan în Mehedinți, Gorj și București. Psihiatrii au ajuns la concluzia că fostul prefect, în vârstă de 78 de ani, este inapt să conducă și discernământul lui este limitat. Comisia de medici i-a prescris un tratament și a hotărât ca acesta să aibă permanent un însoțitor. Acum, pentru că a fost prins a 6-a oară conducând fără permis, Danilie Morega poate ajunge direct în spatele gratiilor. Capitala are în sfârșit un buget aprobat. Proiectul a fost votat de consilierii generali din a patra încercare. Membrii PNL și PSD au obținut mai mulți bani pentru subvențiile pentru încălzire și pentru transportul public, precum și pentru plata parțială a restanțelor pentru persoanele cu handicap. Bugetul capitalei pentru anul 2024 este estimat la peste 10 miliarde de lei. 51 de voturi pentru, 0 împotrivă și 0 abține. După ce proiectul de buget al capitalei a fost supus la vot de 3 ori și tot de atâtea ori respins, a patra încercare a fost cu succes. Grupurile PNL și PSD au propus la comun majorarea subvențiilor pentru o parte din serviciile publice. Avem un buget funcțional pentru Primăria Municipiului București, care are foarte important bani în plus la sistemul de termoficare, la plata subvenției, bani în plus la plata transportului public, pentru că cele două servicii sunt cele mai importante pentru bucureșteni și cel mai important, am acoperit acel deficit pentru persoanele cu dizabilități, care de prea mult timp n-a fost acordat, iar în final două investiții foarte importante, Banca de Alimente și Blocul Social din prelungirea Ghencea. O veste bună, bugetul a trecut. Acum, de ce n-a trecut acum 3 săptămâni? Pentru că nu s-au înțeles cele două partide care formează majoritatea. Bugetul este mare, însă ce e important sunt aproximativ 5,5 miliarde lei, care sunt bani care vin din impozitele și taxele bucureștenilor. Peste ei se mai adaugă alte sume care sunt în linii mari fonduri europene, care vin și în măsura în care le cheltuim sunt suplimentari față de acest buget și mai sunt fonduri care vin de la stat și care doar trec pe la noi. Bugetul Primăriei Capitalei pentru anul 2024 este estimat la 10,7 miliarde de lei. Cu o lună și jumătate înainte de sărbătorile pascale, hotelierii de la munte au lansat ofertele early booking. Cei care se grăbesc au parte de reduceri semnificative dacă plătesc până la 1 aprilie. În Poiana Brașov, reducerile variază între 10 și 15%. În plus, promit să-și trateze oaspeții, la fel ca până acum, cu mese îmbelșugate, facilități gratuite și surprize pentru copii. Piscine interioare încălzite, jacuzzi, saună și terapii la spa sunt doar câteva dintre atracțiile gratuite cu care hotelierii din Poiana Brașov încearcă să-și fidelizeze clienții. Pachetele pentru sărbătorile de Paști includ 3 nopți de cazare și pornesc, de exemplu, de la 289 de euro de persoană într-o cameră dublă la un hotel de 4 stele și pot ajunge până la 470 de euro de persoană pentru un apartament. La un hotel de 3 stele însă, prețurile pornesc de la 170 de euro pentru 2 persoane, 3 nopți de cazare. La aceste tarife se adaugă un discount de până la 15% în funcție de unitatea de cazare. Sunt însă și hotelieri care nu au făcut nicio reducere, ba chiar au scumpit. Hotelul este vândut în proporție de 90% de aproximativ 4 luni de zile. În acest caz nu putem vorbi de discounturi pentru că putem spune, comparat față de anul trecut, am ținut foarte mult să nu depășim inflația. Am crescut tarifele undeva cu 7% mai mult decât anul trecut. La fel ca în fiecare an, hotelierii vin cu surprize incluse în pachetele turistice, atât pentru cei mici cât și pentru cei mari. Vom avea cine tematice cu artiști invitați
și petreceri pentru toate vârstele, inclusiv pentru copilași, animatori și povești de seară în fiecare zi. Baghetele sunt cu discount de 10% pentru plată integrală până la 1 aprilie. Ne referim aici la pachetul de Paște, care conține cazare cu demi-pensiune pentru 3 nopți, mic dejun și cină, relaxare la spa, un voucher de 25 de euro pe cameră pe sejur pentru terapii suplimentare. Paștele Ortodox va fi sărbătorit anul acesta pe data de 5 mai. Vom avea parte de un weekend cu maxime care vor ajunge și până la 20 de grade Celsius, așadar, după mai multe zile cu lapoviță și ninsori la munte, vremea se încălzește. Temperaturile vor fi mai mari decât în mod normal. De săptămâna viitoare însă, acestea vor începe din nou să scadă. Vremea se încălzește, astăzi mai semnificativ în zona Moldovei, zona Dobrogei, dar și în estul Transilvaniei și în Muntenia. Dar temperaturile ridicate vor fi, desigur, și în restul țării, până spre 17 grade. Noaptea care urmează și minimele termice vor marca o creștere ușoară. Acestea se vor încadra între minus 3 și 6 grade, însă mâine vorbim despre cea mai caldă zi din această săptămână, cu valori de 20 de grade frecvent întâlnite în Banat și în Crișana. De-abia de duminică situația se schimbă din nou, pentru că în regiunile intracarpatice pătrunde o masă de aer mai rece, valorile termice vor fi în scădere și se vor apropia de norme. Acestea vor ajunge până în jurul la 10-11 grade. PSD și PNL ar putea renunța la alianța electorală în provincie pentru aleșii locali. Liderii din teritoriu nu sunt de acord să lucreze împreună, așa cum se întâmplă în București. O decizie finală va fi luată săptămâna următoare în coaliție. Până atunci, PSD și PNL rămân cu candidați comuni doar în capitală. Liderii coaliției Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă și-ar dori ca PSD și PNL să lupte la alegeri împreună în orașele mari care sunt conduse în prezent de primariul USR. Bacău, Brașov și Timișoara sunt în această situație, doar că filialele din provincie nu vor să audă de așa ceva. Spiritul Timișoarei nu poate să fie tranzacționat. Este cea mai proastă alegere pentru județul Timiș. PSD a fost pe locul 3 la alegerile din 2020 și să pui niște pierzători să joace pe tot terenul, mi se pare o alegere foarte proastă. Eu consider că sunt în măsură să câștig alegerile categoric la nivel de Consiliul Județean și acest lucru îl voi face. Și aveți susținerea partidului și a cetățenilor județului Brașov. Brașovenii nici nu vor să audă de această alianță electorală. Separat e mai bine. De ce? Așa gândesc eu, că nu prea merge combinația. Niciun caz comun. Fiecare cu ale lui. E cel mai bun lucru. Pentru că după aceea încep să se împartă vina fiecăruia. Aș dori fiecare să-și reprezinte interesele și politica. Deci, separat, fiecare. Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă încearcă să calmeze spiritele printre liderii din provincie. Este o democrație internă a partidului. Așa am hotărât cu domnul președinte Nicolae Ciucă, ca fiecare organizație să hotărască, atât de la Partidul Național Liberal, cât și de la Partidul Social Democrat. În anumite organizații, cum a fost la București, a fost o decizie politică, din punctul meu de vedere, luată îndreptățit. Politica este pe voturi, ca atare vom număra fiecare vot să ne asigurăm că vom câștiga alegerile atât la nivel de unități administrativ-teritoriale, comune, orașe, municipii, cât și la nivel de județ. Alegerile locale și cele europarlamentare vor avea loc în aceeași zi, pe 9 iunie. În București, PSD și PNL vor colabora în cursa pentru toate primăriile de sector, inclusiv la capitală. Sistemul de garanție returnare este inexistent în aeroporturile din România. Cei care consumă băuturi în aeroport plătesc cu 50 de bani în plus, dar rămân și fără garanție și cu sticla nereciclată. Asta doar dacă nu o poartă cu ei până când ajung la un punct de colectare într-o altă destinație. Sunt în aeroportul Otopen și mi-am cumpărat o sticlă cu apă. Bineînțeles, are simbolul de garanție pe ea, ceea ce înseamnă că am plătit cu 50 de bani în plus. Acum vreau să văd dacă pot să returnez recipientul. Nu să vă dau bani, că dacă vi dau, trebuie să vi dau de la mine, gen, să nu vă supărați, dar prin lege nu pot să vă dau bani. Concluzia, am luat sticla goală în avion. Aceasta a călătorit 600 de kilometri ca să poată să fie reciclată și doar așa am primit garanția înapoi.
Norocul de data aceasta a fost că am călătorit în țară și am putut să duc sticla la reciclat. În aeroportul din Cluj, plecând în afara țării, nu am mai fost atât de norocoasă. Mă întrebam dacă aș putea și să returnez o sticlă cu simbolul SGR. Nu, la centru se duc, nu la noi. Dar am văzut că aici plătesc cu 50 de bani în plus. Așa se ia peste tot cu cumpărați, așa se ia. Sticla a ajuns la gunoi, iar garanția în buzunarul proprietarului de magazin. Dacă ne uităm în lege, magazinele duty-free sau cele care se află în mijloace de transport internațional sunt exceptate din sistemul de garanție-returnare. Este o chestiune care se întâmplă în toată lumea, fie că ne aflăm într-un aeroport din Germania, fie că ne aflăm pe un aeroport din altă țară, dar eu sunt convins că acolo se vor institui puncte de colectare manuale sau automate mai devreme sau mai târziu și va fi remediată și această chestiune. De ce ar fi ei motivați să instaleze dacă prin lege este reglementat că ei nu sunt obligați să facă asta în aeroporturi? Nu mă refer aici la proprietarul restauratului. Mă refer aici la administrația aeroportului care ar putea să devină punct de colectare. Reprezentantul aeroportului Otopeni spune că e datoria comercianților să facă asta. Există un singur aparat care primește sticlele cu simbolul de garanție în aeroport, dar se află în cadrul unui supermarket la ieșirea din terminalul aterizări. Deci nu unde consumă băuturi majoritatea călătorilor. În ceea ce îi privește pe ceilalți comercianți, mă refer aici la cei care au vendomate sau cafenele, baruri, este strict obligația lor legală de a respecta prevederile legii respective. Noi suntem proprietarii spațiilor, dar nu noi trebuie să implementăm aceste prevederi legale. Nu cred că oprește nimeni, dar atât timp cât sunt exceptați și ne uităm că foarte mulți din cei care au obligația nu o fac, cu siguranță toată lumea se bucură când e exceptat de la ceva. Legea este incertă. Dacă aeroporturile sunt exceptate de la aplicarea sistemului de garanție-returnare, atunci nu ar trebui să poată să vândă produse cu simbolul respectiv și nici să preia garanția. În mod normal, oriunde poți să cumperi o sticlă cu care poți să pleci, ar trebui să poți să o și returnezi. Așa ar trebui să fie organizat sistemul. Există discuții la nivelul Uniunii Europene să fie introduse aceleași simboluri pe toate sticlele din țările în care există sisteme de garanție, tocmai ca oamenii să le poată recicla și să-și primească banii înapoi oriunde. Dar discuțiile sunt în fază incipientă. Până atunci însă, când mergem în aeroport, rămânem și cu banii pentru garanție luați și cu sticla nereciclată. 4 din 5 întreprinderi mici și mijlocii ar putea plăti impozit de 16% pe profit, la fel ca firmele mari. Guvernul Ciolacu negociază cu Comisia Europeană ca reducerea pragului pentru micro-întreprinderi să intre în vigoare abia în 2026, nu de anul viitor, așa cum și-ar dori oficialii europeni. Concret, pragul pentru IMM-uri ar putea scădea de 10 ori, de la o cifră de afaceri de 500.000 de euro la doar 60.000 de euro. Reprezentanții mediului de afaceri spun că, indiferent de momentul în care va fi adoptată măsura, va fi o povară uriașă pentru afaceri care susțin 70% dintre angajații români. În replică, guvernul susține că dacă nu aplică această reducere, România ar putea pierde jumătate de miliard de euro din PNRR. Jumătate de milion de firme românești au cifra de afaceri sub 500 de mii de euro, ceea ce le încadrează în categoria micro-întreprinderilor. Plătesc impozit de 1% sau de 3% în funcție de veniturile pe care le realizează. Regim fiscal considerat de oficialii europeni drept o facilitate. În Planul Național de Redresare și Reziliență, România și-a asumat că va elimina aceste diferențe de impozitare. The first, which is part of the third payment request, is the reform of the micro-enterprise regime. And here we think what we would like to see would be a quicker and faster implementation of the reform, reduce with a reduction, a more ambitious reduction of the threshold.
propriu-zis, Comisia nu cere scăderea pragului de la care o firmă este considerată micro-întreprindere la 60.000 de euro. Oficialii de la Bruxelles explică însă că modelul de bune practici la nivel european este ca firmele să beneficieze de păsuiri fiscale cât timp nu sunt plătitoare de TVA. Iar la noi în țară, o afacere trece la plata taxei pe valoare adăugată după ce realizează o cifră de afacere de peste 60.000 de euro. În România sunt doar 100.000 de IMM-uri cu cifre de afaceri sub acest plafon, ceea ce înseamnă că dacă scade pragul de micro-întreprindere la 60.000 de euro, 4 din 5 afaceri vor trebui să plătească impozit pe profit de 16%. O economie stabilă, matură, care trăiește sănătos, nu trebuie să aibă, în mod ideal, niciun fel de derogare sau de excepție. De aceea, noi nu ne opunem evoluției regimului fiscal pentru micro-întreprinderi. Ideea este că deciziile trebuie luate în dialog cu cei afectați. Un regim de impozitare de 16% din profit ar reprezenta o mare povară pentru afacerile mici, care ar putea fi în imposibilitatea de a-și plăti oamenii sau să facă investițiile necesare supraviețuirii și extinderii. Este și cazul Gianinei Jelescu, care a deschis o afacere anul trecut. Firma ajută companiile din industria alimentară să pună pe rafturi produse care corespund tuturor standardelor de calitate și să fie corect etichetate în magazine. Anul acesta, având în vedere un început foarte promițător al anului, mizăm sau așteptările noastre sunt să atingem o cifră peste 450.000 de euro. Se pun sub semnul întrebării toate posibilității de a mări echipa, de a angaja alți experți, pentru că și domeniul în care activăm este foarte specific. Discuțiile privind reducerea pragului pentru micro-întreprinderi vin în contextul în care mediul de afaceri a trecut prin multe schimbări fiscale, multe dintre ele bulversante, în mai puțin de un an. Ar fi ideal dacă am avea un termen de 2 ani ca să ne pregătim în această direcție. Din păcate, știm că guvernul ia decizii pe genunchi și mediul de afaceri este săracul, abuzat și obișnuit cu termene mult mai strânse. Eliminarea facilităților fiscale pentru micro-întreprinderi este un jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență, cuprins în cererea de plată numărul 3, trimisă spre aprobare de România în decembrie. Dacă nu se găsește înțelegere din partea Comisiei, autoritățile române ar putea pierde 500 de milioane de euro din PNRR. Tot mai multe celebrități cad victime ale deepfake-ului pornografic. De data aceasta este vorba de Giorgia Meloni, ce a pățit prim-ministrul Italiei și ce despăgubiri cere. Aflăm imediat în jurnal. Un rinichi de porc modificat genetic a fost transplantat în premieră unui pacient în viață. Chirurgii din Boston au realizat cu succes transplantul la un bărbat de 62 de ani care suferă de o boală renală în fază terminală. Intervenția chirurgicală a durat 4 ore. Medicii spun că pacientul se simte bine și va fi externat. Ei au mai declarat că rinichiul a început să funcționeze imediat. Rinichi de porc modificați genetic au mai fost transplantați, dar doar la oameni aflați în moarte cerebrală. Sezonul alergiilor a venit mai devreme în Statele Unite. Vremea caldă și temperaturile prea ridicate pentru această perioadă au făcut ca pomii să înflorească mult mai devreme. Doar în Statele Unite ale Americii, peste 80 de milioane de oameni suferă de alergii sezoniere. Nasul înfundat, strănutul, mâncărimea ochilor și tusea sunt doar câteva dintre simptomele alergiei. Debutul alergiilor din această perioadă a anului are loc în funcție de polenizarea arborilor și a plantelor. When you ask about seasonal allergies are symptoms in your nose, in your eyes, in your lungs from pollen. Pollen depends on what time of the year you're thinking about it. Typically in the springtime or late winter, it's tree pollen that goes very high. În Statele Unite ale Americii, peste 25% dintre adulți și aproape 20% dintre copii suferă de alergie. Medicii recomandă efectuarea de teste și un tratament corespunzător. Habs allergies and almost 20% of children have allergies, so it's very common. It's very, very, very common. The good thing is there are treatment options. Keep your windows closed in the car, in your home. Change your clothes when you come inside, you know, wear glasses. Try over-the-counter medications, reach out to your doctor,
and come see your allergist. Find out what you're allergic to so you can treat it proactively. Experții sunt de părere că, din cauza schimbărilor climatice, sezonul alergiilor ar putea dura mai mult decât de obicei. Noul cod silvic a fost aprobat de guvern. Ministrul Mediului Mircea Fechet spune că tăierile la ras vor fi interzise în jumătate din pădurile României și că hoții de lemne care sunt prinși vor fi excluși din platforma de trasabilitate a lemnului. Experții de mediu avertizează însă că mai sunt mulți pași de făcut pentru a proteja pădurile. În România, doar aproximativ 2% din munții Carpați se află sub strictă protecție. Uniunea Europeană a impus statelor membre, prin strategia pentru biodiversitate, ca până în 2030, 10% dintre ariile terestre să fie protejate. Pentru a ne atinge țintele, experții spun că trebuie să urmăm doi pași, împădurirea și conservarea pădurilor deja existente. Pentru asta, în primul rând, hoții de lemne trebuie opriți. Noul sistem prin care se urmărește traseul lemnului, Sumal 3, este în stadiul de început, iar ministrul mediului Mircea Fechet nu are o dată concretă pentru când va fi implementat. Experții de mediu spun că până atunci hoții de lemne vor găsi noi metode de furt. Trebuie să înțelegem că din a doua zi în care am avut sistemul Sumal 2.0, deja cei care se ocupă de tăieri ilegale au început să se reorienteze și să folosească sistemul tot în serviciul lor, da? Să caute acele portițe. Datele oficiale ale Ministerului Mediului arată că în ultimii 5 ani s-au furat aproximativ 2600 de hectare de păduri din România, o cifră contestată de experții de mediu. Conform estimărilor acestora, cifra reală este de 100 de ori mai mare. Pentru împădurirea zonelor acum golașe, au fost puse la dispoziție 600 de milioane de euro prin PNRR. Proprietarii care își împăduresc terenurile primesc peste 500 de euro pentru fiecare hectar, timp de 20 de ani. Am împădurit deja peste 3000 de hectare. Cu alte cuvinte, suntem foarte optimiști că la epuizarea termenului aferent finanțărilor din PNRR, respectiv 30 iunie 2026, vom reuși să tragem toți acești bani și să avem și sumele, să avem și acele suprafețe împădurite. Experții de mediu nu sunt la fel de optimiști că cele 27.000 de hectare vor fi împădurite în următorii 2 ani. Dacă ne uităm la activități și la, încă o dată spun, la cât de eficientă e schema asta de împădurire, aș putea să spun că nu au soluțiile încă necesare pentru a o face să funcționeze și ne pare rău, pentru că urgența e reală, oamenii chiar au nevoie de pădure în zona de câmpie. România are cele mai valoroase păduri virgine și seculare din Uniunea Europeană. Giorgia Meloni a fost victima unui deepfake pornografic și cere despăgubiri de 100.000 de euro în cadrul procesului care se judecă la un tribunal din Sardinia. Meloni ar urma să depună mărturie în procesul intentat împotriva a doi bărbați care se află în spatele incidentului ce s-a produs înainte ca politiciana să devină prim-ministru al Italiei. Cei doi au folosit imaginea Giorgiei Meloni într-un film pentru adulți publicat pe un site pornografic din Statele Unite. Șefa executivului de la Roma a anunțat că va dona banii unui fond național destinat combaterii violenței împotriva femeilor. Cântăreața americană Taylor Swift se numără și ea printre femeile celebre care au fost victime ale unor materiale false cu conținut sexual. O nouă lege europeană care incriminează deepfake-urile pornografice urmează să primească votul final. Echipa națională de fotbal a României joacă în această seară primul meci amical din 2024 contra Irlandei de Nord. Partida va avea loc pe Arena Națională de la ora 21:45. La meci vor fi prezenți peste 25.000 de suporteri, iar biletele costă între 35 și 500 de lei. Selecționerul Edi Iordănescu a anunțat că va discuta despre prelungirea contractului său, care expiră la vară, într-o întâlnire pe care o avea în curând cu șefii federației. Joi seara s-au jucat cele două semifinale care au decis meciul de baraj, în urma căruia se va stabili prima adversară a României la Euro, din meciul de la München din 17 iunie. Ucraina a învins Bosnia în deplasare cu 2-1, în timp ce partida Israel-Islanda, jucată la Budapesta, s-a încheiat cu scorul de 1-4. Barajul Ucraina-Islanda se va juca pe 26 martie.
Francezul Gael Monfils s-a impus clar în două seturi, 7-6, 6-4, în fața sârbului Dusan Lajovic în primul tur al turneului ATP 1000 de la Miami. Următorul adversar al francezului va fi Jordan Thompson din Australia. Gael Monfils va juca peste mai puțin de o lună la București, la turneul Țiriac Open, care începe pe 14 aprilie. Avem primele reacții de la vârful Uniunii Europene după ce liderii de la Moscova au declarat că sunt în război clar cu Ucraina. Vedem ce a declarat președintele Consiliului European și al Comisiei Europene în câteva minute. Rămâneți cu Euronews România.